Potrivit sfântului diaduh al Foticei, visele rele sunt provocate de cel rău care apare în diferite chipuri. Acestea tulbură sufletul și îl învircoșează cumplit. Dacă mintea celui care are aceste vise este curată, va recunoaște vicleșugul celui rău și va trezi trupul pentru a risipi duhurile acestea necurate. Visele urâte pot fi provocate și de patimile care să lășluiesc în sufletul nostru, stârnite prin anumite gesturi, cuvinte sau gânduri de peste zi. Chiar dacă unul ca acesta se culcă în patul său cu pace, el nu este ferit întotdeauna de înrăurirea acestor duhuri care dovedesc că încă nu s-a curățat de plin de păcate, ci este încă înrobit de diferite patimi. Iată un sfat bun pentru cei care au vise urâte, rele sau murdare de la Sfinții Părinți. Înainte de a te culca, să facem multe rugăciuni în inima noastră și să ne împotrivim gândurilor rele. Să încercăm să ne culcăm după citirea psalmilor de seară și cu această meditație în minte să dormim. Sfântul Arhanghel Mihail este adesea pomenit în rugăciunile pentru izbăvirea de cer rău, deoarece el a fost cel care l-a biruit pe îngerul căzut în lupta pentru rai. Rugăciune pentru izbăvirea de vise urâte și năluci. Doamne, Dumnezeule mare, împărate cel fără de început, trimite pe Mihail Arhanghelul tău în ajutorul meu ca să mă scape de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. O, Mihaile Mare Arhanghele, întâiule stătător și voivod al cereștilor puteri, fi mie ajutor întru toate, în strâmbătăți, în scârbe, într-o mânie, în pustii, pe cale și pe apă și mă izbăvește de toată înșelăciunea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine robul tău rugându-mă și chemând numele tău, grăbește spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. Așa mare Arhanghel, biruiește pe toți cei care se împotrivesc mie și mă acoperă și mă apără de cel viclean cu puterea cinstită și de viața făcătoarei cruși și cu solirile marilor arhangeli și ale tuturor puterilor cerești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.